Ministrul interimar al afacerilor interne a solicitat ca analiza să se axeze în principal pe vulnerabilitățile ce țin de ordinea publică, nivelul infracționalității, stadiul și gradul de rezolvare a sesizărilor și a dosarelor penale, precum și pe principalele riscuri la adresa cetățenilor în fiecare județ. A solicitat de asemenea ca analiza să cuprindă și situațiile referitoare la siguranța în școli, la numărul de infracțiuni comise în incinta unităților de învățământ și în zona adiacentă acestora. Aceste rapoarte urmează să fie finalizate în maxim o săptămână. De asemenea, prefecții au primit dispoziție să ia măsurile necesare în colaborare cu inspectoratele școlare județene pentru a se asigura că unitățile în învățământ sunt pregătite pentru începerea anului școlar. Mihai Fifor l-a cerut prefecților să-și amâne concediile pentru a asigura personal comanda instituțiilor în această perioadă și să se implice activ în coordonarea instituțiilor județene, cu accent pe cele cu atribuții în garantarea siguranței și a ordinii publice.